Europa FM live pe plajă 2021. La început, prima seară, a fost alături de Francis of My Mind și de Liviu Teodorescu. O seară absolut, absolut superbă, încheiată în mare fel de Liviu Teodorescu. A avut parte și de ceva peripeții, dar povestim despre ele imediat. Cum a fost să revii așa cu mulțimea asta de oameni frumoși în fața scenei, în aer liber, după un an și ceva? După un an și ceva, cred că n-am făcut niciodată o pauză atât de mare de la un concert la altul. Adică din momentul în care am început să cânt, cumva am fost constant și n-a fost o pauză mai mare de o lună, să zic. Și un anul ăsta și ceva de zile m-a adus în pragul în care am zis și pe scenă treaba asta. Dormeam noaptea și visam că sunt pe scenă și apoi mă trezeam și eram, vai, nu sunt concerte pe următorul an, știi, adică... Era destul de, na, trist așa, dar uite că ușor, ușor lucrurile își revin și suntem fericiți să fim aici și să facem treabă. Nu știu, am senzația că anul ăsta de absență de pe scenă l-ai dedicat cumva familiei și unor planuri pe care cumva nu aveai timp să le duci până la capăt. Și mă refer la momentul special de pe scena Europa FM Live pe plajă din final, când ai chemat pe cineva alături. Da, 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 am chemat-o pe Iulia, pe soția mea, mamă, soția mea, apelativul ăsta mă face să... face lucrurile să pară cam serioase, știi? Iubita mea, ea rămâne iubita mea în continuare. Da, am făcut pasul ăsta, cred că îl făceam oricum și dacă... Și dacă aveam concerte, nu era niciun fel de impediment, știi? Dar, ce să zic, da, a fost un an în care cumva lucrurile s-au așezat, cred că, în mintea noastră mai mult, stând mai mult degeaba și neavând ce să facem neapărat, nefiind în vria asta nebună, ne-am așezat cumva și am avut nevoie de ceva mai stabil, așa. A fost cumva cu peripeții momentul tău, pentru că la un moment dat, tu nu știi, au sărit siguranțele. Eu nu știu ce s-a întâmplat. Da, la un moment dat aveam in-ear-ul în urechi și auzeam muzica, pentru că noi auzim în spate ce se întâmplă, dar nu mai simțeam scena tremurând de la bas și de la... Și la un moment dat a sărit o siguranță, din ce am înțeles. O să mă lămuresc și eu cu... Dar nu contează, partea cea mai frumoasă e că nu mai mergeau microfoanele, nu mai se auzau boxele atât de tare. În schimb, lumea cânta parcă și mai tare împreună cu tine. Da, lumea era foarte fericită. Da, cred că momentele astea cumva ne aduc mai aproape, știi? Micile greșeli, să le zicem așa, deși nu sunt greșeli, știi, sunt evenimente neprevăzute, dar cumva evenimentele astea neprevăzute fac lucrurile mai spontane și mai vii. Și da, într-adevăr, au fost oameni care au venit după la poze și mi-au spus că, hei, am fi preferat să ne cânți la chitară așa acustic tot concertul. Bine, nu ne-am fi auzit decât la 10 persoane în față, dar... Da, să știi că s-a auzit destul de bine, pentru că am văzut că lumea a preluat... Lumea a preluat și de asta s-a auzit bine, pentru că ei au intrat și au început să cânte alături de mine, știi? Dacă eram singur, nu se auzea așa de tare, vezi? Asta, de asta e momentul viu ăla când cânți așa cu oamenii. Asta ne-a lipsit în toată perioada asta și mulțumim lui Dumnezeu, lucrurile își revin. Da, emoția asta frumoasă, Europa FM live pe plajă, pe care o trăim și iată, reușim să o retrăim. Ce se întâmplă pentru Liviu Teodorescu în perioada următoare? Ce planuri ai? În perioada următoare scot la fel de multă muzică, sunt la fel de focusat. Dacă la un moment dat o veni și altă ființă în casa noastră, în afară de pisică, adică să fie un om, să avem un bebe la un moment dat, dar momentan asta e un plan de viitor, așa. Știi că tu ai deschis subiectul, există acest plan? Momentan ne gândim la asta, dar așteptăm un moment în care să ne simțim mai pregătiți. Știu că el nu o să vină, adică suntem pregătiți oricând, dar noi preferăm să ne dăm timp și să nu ne forțăm deloc. Există cumva o dorință în sensul ăsta, să fie fetiță sau băiețel? Nu. V-ați gândit măcar la un nume posibil? Nu avem așa mai multe pe listă, dar le ținem secret până în momentul în care și-or găsi utilitatea, să zic așa. Să stăm să urmărim vreo dezvăluire în piesele următoare? Nu, cred că momentan mai așteptăm un pic. Dar și dacă se întâmplă, e perfect. N-avem niciun fel de problemă. Liviu Teodorescu, îți mulțumim foarte mult pentru că ai fost alături de noi în prima seară Europa FM live pe plajă și o să te rog frumos pentru prietenii care ascultă Europa FM și care ne urmăresc și video în acest interviu să le transmiți un mesaj. Să rămână ei înșiși, să nu lase vremurile astea tulburi pe care le trăim să-i schimbe în niciun fel, să fie responsabili și să trăiască cu bucurie, pentru că oricare ar fi condițiile noastre exterioare, ideea e să ne păstrăm habitatul intern cât mai curat și mai frumos. Atât. Liviu Teodorescu, mulțumim foarte mult pentru emoțiile trăite împreună în prima seară Europa FM live pe plajă. Vă mulțumesc și eu. Dar nu mă lasă-n fanele. Nu mă lasă-n fanele.